găsit la știrile din sport. Culturismul și fitnessul se pot practica de către oricine, dar numai sub îndrumare de specialitate. Acesta este mesajul pe care îl transmite președintele Federației Române de Culturism și Fitness. Profesorul Gabriel Toncean a fost invitat la emisiunea de sport de la Dareghin TV, alături de campionii Horațiu Forgat și Florin Dogaru. Cei doi tineri sunt și instructori în sala de forță din Reghin, reprezentând garantul că în municipiul nostru acest sport se practică serios și corect. Oricine dorește poate face culturism și fitness. Aceste sporturi practicate în sălile de forță nu țin cont de vârstă, constituție fizică sau sex. Contează doar voința și pregătirea sub îndrumarea unui cadru specializat. Din acest punct de vedere, reghinenii sunt avantajați. Ei au la dispoziție campioni pentru a se antrena alături de ei. Puterea exemplului. Dacă mă duc la o sală unde sunt instructori, doi campioni, că ei sunt doi, da. Sunt și campioni naționali, dar și câștigători ai Cupei României, cred că dau pe mâini bune, nu? Da. Cu atât mai mult cu cât și eu sunt președintele federației și nu aș face vreo greșeală sau aș face ceva în detrimentul niciunui om, cu atât mai mult ai unui copil, vă dați seama că există puterea exemplului. Când îi duc la săli care sunt făcute strict comercial, strict pentru bani și pentru a le lua banii părinților sau oamenilor, își asumă acele riscuri, care riscurile sunt chiar mari. Pentru orice sport există o vârstă ideală de start. În sportul cu greutăți, antrenamentele pot începe din adolescență, spun specialiștii. Un copil la 10, la 12 ani, la 14 ani chiar poate să vină la sală, dar numai sub supravegherea instructorului. Asta în procent de 100%, instructorul va fi cu ochii pe el. Dar va lucra doar cu propria greutate corporală. Nu va folosi greutăți, nu îi va împiedica creșterea, nici dezvoltarea sistemului osos, nimic. Pentru că sunt părinți care se îngrijorează, da. Vorbim de instructori. Asta face diferența între o sală care, într-adevăr, are o structură profesionistă și profesională și altceva. Vorbim despre acele săli unde merg și împing copiii înăuntru și cu asta basta. Da. Ușile sălilor de forță sunt deschise și persoanelor de sex feminin. Acestea trebuie doar să discute cu instructorul și vor găsi împreună cea mai bună modalitate de practicare a sportului pentru a-și atinge scopurile pe care și le propun. Sunt foarte multe femei care fug de sală crezând că o să facă mușchi. Și aici spun că este total greșit. Dacă cineva de sex feminin începe și face antrenamente, și mă refer aici la antrenamente cu greutăți ușoare sau și la aparate tot așa cu greutăți ușoare, atunci nu vorbim din start că o să facă o anumită masă musculară, ci dimpotrivă, poate să își tonifice corpul, poate să ajute foarte mult în multe privințe, poate să ajute chiar și în ceea ce privește activitățile zilnice. Și tocmai de asta zic că nu trebuie să ne gândim că o să facem o anumită masă musculară cum fac băieții. Instructorii reghineni sunt alături de cei care vor să practice sportul atât pentru a obține un corp armonios și o stare de bine, cât și pentru cei care doresc să facă performanță. Dotările sunt din cele mai bune, la fel și condițiile oferite.